Biserica totdeauna a fost stâlpul omenirii în care omul își găsește toate răspunsurile la întrebările ce apar în calea vieții fiecărei firi omenești, în parte trăind. Întotdeauna m-au atras viețile unor oameni cu fapte aparte, despre care citeam doar în povești. Și părintele stareț Rafael Bodiu a fost un adevărat căutător febril al adevărului, dar mai întâi el a fost cel căutat și ales de cel care va lege la vremea potrivită greul de neghină. Salutăm nobila inițiativă a echipei ce își propune să elaboreze și să realizeze acest proiect Comori ascunse pe urmele starețului arhimandrit Rafael. Fiecare cuvânt scris sau rostit poate fi considerat o predică vie. Deci nu găsesc cuvintele potrivite ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru întâlnirea cu părintele Rafael. Evident că ne-am bucurat de acest proiect intitulat foarte frumos Comori ascunse. În fiecare mănăstire, în fiecare sfânt locaș, descoperim niște personalități, descoperim niște oameni. În prim plan apare acest personaj emblematic din nordul Republicii, un nume arhicunoscut în mediul bisericesc, care merită a fi știut și pentru generația care vine după noi. Părintele stareț Rafael a fost, de rând cu alte personalități monahale, coautor al renașterii monahismului în acest spațiu. De multe ori era neînțeles de noi, fiindcă așa și se spune că sfințenia de multe ori este neînțeleasă. Părintele Rafael a fost o persoană care lucra cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Mulți fii duhovnicești, mulți oameni de bună credință veneau la noi la mănăstire și se împrospătau de învățăturile părintele Rafael Adăugător. Veneau oameni cu neputințe, cu boli, cu greutăți. Oamenii aveau nevoie și de liniște, și de învățături, de susținere. Mulți l-au cunoscut părintele într-o măsură oricare, dar în perioada asta de când a apărut filmul, mulți l-au cunoscut părintele mai aproape. Lucrurile care vin cu adevărat de la Dumnezeu, ele sunt foarte greu de înțeles pentru fire omenească. Pentru că suntem oameni, fire slabi, fire... Era complicat să înțelegi. Trebuie, este atât de necesar în timpurile noastre foarte bulversate și bulversante să ne cunoaștem valorile. Oru Părintele stareț Rafael Bodiu este o adevărată valoare, o adevărată perlă duhovnicească a pământului nostru și asemenea comori nu se nasc în fiecare zi, în fiecare an. De ce încurajăm acest efort al frăților voastre, a tuturor care vă trudiți la acest proiect, pentru că ne dăm seama că a fost foarte greu și orice lucru este greu la început, pentru că trebuie să identifici mai multe persoane, oameni care nu s-ar gândi doar la un profit. Un proiect bisericesc niciodată nu aduce un câștig material, ci dobândim un câștig duhovnicesc, pentru că ne îmbogățim la unde. Părintele a fost persoana care tot timpul a cătat să facă lucrurile lui Dumnezeu în taină. Dar după trecerea din viață, de acum nu se mai face spre slava lui sau spre laudă, dar se proslăvește darul lui Dumnezeu care a lucrat în el. Și iată, noi acum încercăm să ridicăm acele pietre sub care așa de ascuns darul lui Dumnezeu și să-l arătăm cum a lucrat în timp. Avem nevoie să ne alimentăm sufletele cu slova sacră, iar în conținutul acestor filme găsim multă hrană duhovnicească. Analizând opiniile oamenilor, analizând numărul de vizualizări, am înțeles că lumea pur și simplu a avut nevoie de această lucrare. Ținând în considerație că părintele lucra în taină cu fiecare de noi, acum vizionând și privind aceste filme, ne împărtășim unul cu altul. Înțelegem lucrarea părintelui, înțelegem dragostea lui față de fiii lui duhovnicești. Era totdeauna în timpul și locul potrivit pentru nevoile atâtor oameni. Astăzi descoperim acele mărturii ale atâtor oameni care
ne-l prezintă și probabil asta este frumos, unul creștin adevărat și unul slujitor al Domnului care nu se afișează, care stă cumva ascuns și își duce misiunea sa. Să cunoaștem această perlă duhovnicească prin intermediul serialului Comori Ascunse, pentru că noi suntem cei care vom avea de câștigat și noi vom fi proprietari de comori descoperite de fiecare în parte. Fiecare om trebuie să deschidă, să privească, să se regăsească. Acest proiect va repune în circuit cunoștințele despre redutabila personalitate a părintelui arhimandrit Rafael Bodiu. Totodată ne va servi ca un imbold pentru a ne atașa de viața monacală, pentru a vizita așezămintele monastice. Aceste filme sunt redarea părintelui prin gura fiilor duhovnicești. Adică fiecare fiu duhovnicesc, fiecare persoană mărturisește ce a simțit el, fiindcă părintele cu fiecare lucra în parte. Părintele așa a rămas în conștiința noastră tuturor ca om smerit, un foarte modest care n-a avut nevoie de nimic decât de două lucruri, de un pat pe care să stea și de cărți din care să se roage și din care să sorbească. Mă sprijin în ceea ce părintele Rafael a prezis, așa cum se spune în limbaj duhovnicesc, a prorocit, că după moartea mea mulți vor veni și vor găsi alinare atât în mănăstire cât și-a lăsat cel în spatele crucii, că veniți la mine că acum eu aș fi viu, plângeți durerile cazului și eu vă voi ajuta. Ce a spus părintele, ce a prorocit, mai bine zis, se îndeplinește și de asta noi credem că într-adevăr părintele a fost un om bogat în comori ascunse. Părintele arhimandrit Rafael și după trecerea sa la cele veșnice rămâne părinte spiritual pentru sute și sute de creștini ortodoxi din țara noastră.